Cei 30 de ani de la prima apariție a seriei Memorialul Durerii au fost marcați prin proiecția unui episod special, o selecție video de referință din istoria care nu se învață la școală. Uitați-mi să vorbesc la ieșirea din închisoare, în domiciliu obligatoriu, avem dificultăți majore în a lega noțiunea cu cordele vocale. E doar una dintre mărturiile zguduitoare cărora Memorialul Durerii le-a dat glas. Cel mai puternic demers jurnalistic semnat Lucia Hosulongin aduce în atenția publicului acțiunile represive ale securității din România comunistă, închisorile ori lagărele de muncă forțată, dar și rezistența românilor în anii dictaturii totalitare. Pentru noi a semnat o muncă titanică. Pentru cei din generația tânără este un mod de a cunoaște adevărata istorie. M-a marcat cel mai mult rezistența armată din munți. Eu o socotesc o pagină, pagina de istorie cea mai frumoasă și cea mai tragică în același timp. Achiziționat de arhivele Hoover din Statele Unite și Biblioteca Congresului American, Memorialul Durerii s-a bucurat de-a lungul timpului de sprijinul televiziunii române. Este un program care se adresează tuturor pentru a face cunoscute o perioadă neagră din istoria României, poate cea mai neagră. Televiziunea română îi mulțumește doamnei Lucia Hosulongin pentru bogăția pe care a creat-o pentru istorie prin atâta muncă. Pe 13 septembrie de la ora 20, TVR2 va difuza o ediție specială dedicată împlinirii a 30 de ani de la serialul documentar Memorialul Durerii, semnat Lucia Hosulongin.